Acest mesaj era scris de fată sau de băiat? Îți mulțumesc frumos și pentru acest mesaj. Te îmbunezi un picuț. Vârsta nu ne iartă pe nimeni. Exteriorul este legat de interior. Pentru că dacă nu arăți bine exterior, nu le poți fi bun în interior. E o legătură foarte, foarte puternică între cele două lucruri. Adică dacă arăți nasol, ești frustrat. N-are nicio legătură tăierea stomacului cu îmbătrânirea. Normal că cursul îmbătrânirii e absolut normal, pe care eu le accept. Dar dacă eu pot să-i îmbunătățesc, dacă pot să le arăt puțin mai bine, adică de ce ar trebui să fiu delăsătoare și să curgă toate pieile pe mine și să nu arat cum vreau eu? Nu înțeleg. Că sunt strâmba. Da, eu am o față asimetrică, toată lumea are o față asimetrică. Câteodată arăt foarte bine, câteodată arăt mai puțin mai bine. Așa mi-a dat Dumnezeu, ce să fac? Cred că și strâmbătura asta face parte din carisma mea. Păi de-aia te și uiți la mine, că sunt un pic strâmbă. Dacă eram foarte dreaptă, poate nici măcar nu te uitai acum la mine și nici nu îmi dădea acest mesaj. Exteriorul întotdeauna este legat în interior. Dacă eu mă simțeam bine grasă în exterior, nu avem nevoie să ajung să fac intervenția. Dar eu în momentul când mă simt eu bine cu mine, toată lumea în jurul meu se simte bine. Brusc devin mult mai bună, brusc devin mai darnică și mult mai puțin frustrată. Adică că și un orice om normal, numai că mă frustrez, dar eu accept bătrânețea. Dar vreau să o întârzi cât se poate de mult.